Ne aflăm la Liceul Teoretic Carol I din Bicaz. Am tras așa o tură, ca să zic așa, prin acest liceu. Am cunoscut profesori extraordinari, am cunoscut copii extraordinari, am cunoscut oameni care, într-adevăr, iubesc ceea ce fac, iubesc această meserie și aici mă refer la profesori, și am întâlnit și copii, elevi, care, într-adevăr, iubesc ceea ce învață aici. Și vin cu plăcere la liceu. Nu credeam că o să spun niciodată lucrul ăsta, dar elevii de aici, de la liceul din Bicaz, vin cu plăcere. Bine ați venit la liceul Carol I Bicaz. Mă bucur că ați ales să ne pășiți pragul și să aflați mai multe informații despre liceul nostru, care se dorește a fi un liceu de prestigiu din zona Neamțului. De ce este un liceu de prestigiu? Datorită faptului că de-a lungul anilor liceul nostru a furnizat diverse personalități, atât în domeniul ingineriei, în domeniul economic, în medicină. Avem foarte mulți actualmente medici, foști elevi ai liceului. Ne mândrim cu regizorul Dabija, care a fost elev al liceului nostru, profesor universitar, și lista poate continua. Liceul nostru, în principal, deservește localitățile din jurul Bicazului, zona aceasta până la Bicaz, Chei și Dămuc, apoi spre coada lacului, înspre Poiana Teiului, avem elevi și de acolo. În partea dinspre Piatra Neamț, elevii noștri sunt chiar de aproape, din lângă Piatra Neamț, din Vaduri, Vișoara, avem elevi. De asemenea, surpriza noastră este că, datorită faptului că avem internat, avem elevi și din zona Romanului. Pare surprinzător, dar să știți că avem elevi din zona Romanului. Anul acesta avem un elev chiar din Horia, de lângă Roman. De asemenea, avem foarte mulți elevi și din Republica Moldova. Da? Ce caută tinerii în momentul în care vin la dumneavoastră? Eu cred că caută liniște, un mediu educațional în siguranță, cu profesori excepționali care conduc spre performanță. Asta cel puțin tind să cred, că liceul nostru aduce performanță și îi ajută pe tineri să-și urmărească visurile. Dumneavoastră, da? Ce le oferiți ca liceu? Păi avem o bază, în primul rând avem o bază materială foarte bogată, avem diverse laboratoare specializate, avem două laboratoare de informatică, un laborator de fizică, unul de chimie, de biologie, apoi avem o sală de sport foarte mare și renovată, mobilierul școlar, să știți că am investit de când suntem director din septembrie, am investit în birou școlar, în săli, în table interactive, și copiii se simt așa, cum să zic, în prezent, modern, că învață într-un liceu modern și ei își doresc lucrul acesta, da? Chiar dacă suntem așa un pic izolați în zona aceasta, să știți că suntem ancorați în realitate și ținem pasul cu timpurile, ca să spun așa. Ce se întâmplă cu tinerii după ce termină liceul? Dacă ar termina doar liceul, ce ar putea să facă ei mai departe? Să zicem că nu merg la facultate, să spunem că nu merg la facultate. Ce se întâmplă cu un tânăr care termină liceul și vrea să se angajeze? Unde s-ar putea angaja? Din păcate, zona aceasta a Bicazului nu oferă foarte multe oportunități în acest sens, dar totuși tinerii noștri se angajează la diversele pensiuni din zonă, până la Lacul Roșu, da? Avem foarte mulți elevi care lucrează la pensiunile de acolo, la pensiunile de aici din Bicaz sunt foarte multe, la Tarcău. Apoi, mulți dintre ei lucrează și la fabrica de ciment de la Tașca. Unii sunt profesori ai liceului, putem să ne mândrim, da? Sunt profesori ai liceului sau lucrează în partea asta nedidactică. Care ar fi profilul liceului? Noi suntem deschiși pentru toate
experiențele, ca să spun așa, pe care și le doresc ele, astfel încât la liceul nostru este câte o clasă din 6 profile, respectiv, avem o clasă de matematică informatică, pe fiecare nivel mă refer, da? O clasă de matematică informatică, o clasă de științele naturii, pentru cei care doresc să urmeze medicina, aleg mai mult acest profil, apoi avem o clasă de științe sociale, mulți elevi de la acest profil merg în domeniul armatei, jurist, în domeniul social, da? La limbi străine. Apoi avem o clasă de, cu profil economic de liceu, mai avem o clasă de protecția mediului, așa, pentru cei care descoperă mediul, da, și își doresc să-l protejeze și să promoveze acest trend al societății în care trăim, da, și o clasă de profesională de prelucrare a lemnului. Deci avem 6 clase pe nivel, deci în total avem 24 de clase în prezent. Aveți tineri care participă la olimpiade? Avem tineri care ne-au adus performanță de-a lungul anilor, având rezultate la Olimpiada Națională, chiar premiul 2, de când sunt eu profesor aici la liceu, premiul 2 la Olimpiada Națională de Economic Administrativ Comerț. Am avut mențiune aproape în fiecare an la același profil, dar și la științe sociale. Sunt foarte multe premii, atât la olimpiadele județene, naționale, și la limba română, la diferite concursuri. Să știți că profesorii noștri chiar se implică și își doresc performanță. Și la matematică, mi-am amintit acum, am avut o mențiune acum 3 ani, înainte de pandemie. Din păcate, cu pandemia ne-a mai restrâns această dorință de performanță. Au fost altele prioritățile, dar sperăm să ne revenim și să rămânem acolo pe lista performerilor la nivel județean. De ce ar trebui să vină tinerii la liceul din casă? De ce ar trebui să vină? Pentru că eu zic că cel mai bine este să fii acasă când înveți. Da? Faptul că pierzi timp cu naveta este un dezavantaj și e păcat să-l pierzi inutil, având aici tot ceea ce-ți dorești, da? Tot ceea ce ar putea să contribuie la visul tău, pentru că, cu siguranță, fiecare copil are un vis, da, de când intră pe băncile școlii. Își formează așa el o idee despre viață și ce crede că îi s-ar potrivi. Iar diversitatea specializării pe care noi le avem, cu siguranță își găsește răspuns la visul lui. Am ales liceul din Vicaz deoarece am văzut că este un liceu foarte bun, cu profesori excepționali. Ce profil ești? Științe sociale. De ce științe sociale și nu alt profil? Pentru că sunt foarte pasionată de limba română și de istorie. Prima dată când ai venit la acest liceu, ce te-a atras? Profesorii și elevii, care sunt extraordinari. Unde vrei să mergi de aici? După ce termini liceul, unde vrei să ajungi? După terminarea liceului vreau să-mi construiesc o carieră în domeniul judiciar. Sunt elevă la liceul Carol I Picas, profilul real, specializare științele naturii. Am ales acest profil deoarece dorința mea este să urmez spre medicină, în special spre domeniul de farmacie. Ce te-a atras la acest liceu și care a fost primul impact în momentul în care ai venit la liceu? La acest liceu m-a atras profesorii, dar în primul rând m-a atras că e un liceu de calitate, un liceu în care ai posibilitatea de a învăța foarte multe, ai posibilitatea de a fi mai aproape de casă, de cei dragi. De ce ai ales liceul din Bicaz? Pentru că este foarte aproape de casă și este foarte la îndemână. Ce profil ai ales? Prelucrarea lemnului. Îți place? Da. Te-a atras de mult acest profil sau acum, efectiv, după ce ai terminat clasa 8, ai zis că merg și eu pe prelucrarea lemnului? În familie se lucrează cu lemnul, bunicul era tâmplar și am vrut să continui că nu se prea găsesc acum tâmplari prin zonă. Și te simți pregătit să mergi mai departe după ce termini liceul? Da, aș vrea să continui ca să pot să fac, chiar să mă fac inginer, să urmez o facultate pentru prelucrare. Care a fost primul impact când ai venit la liceu în clasa nouă? Foarte bun. Profesorii erau foarte de treabă. M-am integrat foarte bine în acest profil și cu colegii mei. Am ales liceul din Bicaz pentru că știu că sunt profesori foarte buni care
ajută elevii. De unde ești? Din Târgău. Să înțeleg că faci naveta sau stai la internat? Fac naveta, da. Și nu e obositor? Nu este așa de obositor. Am avut un profil care mi-au recomandat prietenii, care mi-au zis că pot să fac față și am ales. Ce profil? Resurse naturale și protecția mediului. După ce termini liceul, ce vrei să faci? Momentan nu m-am gândit, dar știu că am timp. Am ales profilul acesta pentru că vreau să vină visul meu realitate. Ce profil? Economic. Îți place economia? Da. Până acum, cum e? La început a fost cam greu, dar cu sprijinul familiei m-am descurcat. Cum ți s-au părut și cum ți se par profesorii? Sunt foarte bine pregătiți și au o calmitate a explica foarte dezvoltată. Unde vrei să mergi de aici, mai încolo, la facultate? Top economie. Am ales acest liceu din multiple considerente. În principiu, datorită prestigiului care însoțește numele acestui liceu. Prestigiu? Da, prestigiu. Oarecum, printre consătenii mei s-au auzit numai de bine despre acest liceu, lucru care m-a făcut să îmi înclin oarecum dorința de să-mi exprim dorința de a veni aici. La ce profil ești? Sunt la matematică informatică. Și ai găsit clasa 9 și ai găsit profesorii care să te îndrume să mergi mai departe tot pe același profil la facultate în continuare? Sincer, da, am fost focusat încă din clasele mici să merg pe informatică, deoarece este un domeniu de viitor și un domeniu în care eu mă regăsesc personal. În 20 de ani v-au trecut prin mână, ca să zic așa, fel de fel de generații. Cum ați văzut și cum vedeți tinerii, cum i-ați văzut acum 20 de ani și cum sunt acum? Tinerii de astăzi sunt mult mai creativi, au o imaginație mult mai bogată, trăiesc mult mai mult într-o lume virtuală, datorită folosirii calculatorului, telefonului, internetului în general. Sunt altfel de copii, mult mai sensibili. Noi, profesorii, trebuie să avem mult mai multă grijă de ei și de latura lor afectivă, de dezvoltarea personală, pentru că ei sunt altfel decât, eu știu, tinerii de acum 10 ani, 15 ani. Sunt pur și simplu altfel și noi îi înțelegem așa cu această diferență și cu specificul lor. Îmi spuneați la un moment dat că ei, tinerii, vă dau putere și pe tineri i-am întrebat ce i-a făcut să vină aici și ei au spus că profesorii i-au făcut să vină aici. Să înțeleg că e un fel de sprijin reciproc. Da, este un schimb reciproc de energie între noi. Noi îi sprijinim foarte mult. Sunt copii care de obicei vin din medii defavorizate și pentru ei școala noastră este o șansă ca să urce în ierarhia socială, să-și construiască o carieră, să reușească în viață. Noi suntem șansa lor de succes, practic. Și atunci noi ne înțelegem această misiune, îi ajutăm foarte mult, îi pregătim într-un mod special pentru examene, pentru concursuri, pentru olimpiade, pentru orice prezența lor undeva în afara liceului nostru. Și de aceea ei au foarte multă încredere în noi. Implicit se creează așa o relație bazată pe încredere. Noi, la rândul nostru, le acordăm tot creditul, iar ei ne-l returnează cu foarte, foarte multă dragoste. De ce ar trebui să vină tinerii la liceul din Bicaz? Pentru că aici găsesc un mediu foarte deschis nevoilor lor. Aici găsesc o cultură organizațională bazată pe respect, bazată pe ajutor, pe toleranță. Nu ne dorim o școală cu bullying, facem un proiect amplu, acum avem o campanie de promovare pe această direcție. Au mai fost unele încercări, dar noi ne dorim ca școala noastră să fie, eu știu, lipsită de astfel de evenimente. Deci nu acceptăm bullying-ul, spunem nu categoric acestui gen de comportament și copiii trebuie să se respecte între ei, trebuie să ne respecte pe noi ca profesori și să creăm împreună așa un cadru în care să învățăm, în primul rând.